Pentru leu, 17 iulie, există o lună nouă în RAC. Această lună nouă, la ora 21.30 de minute, aducem prin plan proiectele uh, voastre legate de secrete, de misticism, de sănătate, de sacrificii și chiar de karmă. Această lună nouă vă aduce în situația de a putea începe niște proiecte noi în care să vă folosiți intuiția, instinctele, să doriți uh, să uh, faceți lucruri noi și deschidere la progres. Secretele, sacrificiile, datoriile legate de locul de muncă pot aduce nervozitate, tensiune, conflicte, impulsivitate, dorința de a fi mai destructivi. Vitalitatea poate fi afectată și relațiile sunt mai degrabă uh, un pic mai violente și unor mai destructive. În relațiile de la locul de muncă apar aceste aspecte de tensiune uh, și există chiar riscuri de accidente, de scăderea vitalității în carieră sau în menirea voastră. Sunt unele frustrări, neglijență, unor nepăsare, unor dezordine și gândirea este afectată. Uh, Poate să fie ceva mai nesigură, există tendința de a exagera, există riscuri de implicare în altercații și relațiile sunt bine aspectate pe de altă parte, numai pe zona de distracție și de evadare din cotidian. Schimbările pot apărea pe zona sănătății. Poate să fie un secret, poate să fie un sacrificiu, un interes pentru secrete, pentru mistere, pentru spiritualitate, dorința de a vă satisface curiozitatea în această zonă. E un moment favorabil pentru intuiție și creativitate. Relațiile pot fi foarte spiritualizate, bazate pe creativitate, schimbările pot să aibă loc în carieră, însă pot să declanșeze și folosirea intuiției, creativității, dorința de a fi original, curiozitatea pentru mistere, relațiile pot fi idealiste, mai ales legate de călătorii și de uh, stări de visare, iar sacrificiile secretele karma pot să aducă îndrăzneală, curaj, originalitate, voință, dorință mai mare de independență, de progres, de nonconformism și de excentricitate. Sunt condiții favorabile pentru reușită socială. În relații există tendința de a fi ceva mai demonstrativi, de a urmări relațiile bazate pe prietenie, iar în 18 iulie există dorința de a vă exprima mai puternic emoțiile, creativitatea artistică, de a fi admirați de ceilalți, iar în relații dorința de a arăta creativitate, dăruire sfletească. 19 iulie, în zona de carieră există mai multă nervozitate, mai multă frustrare, mai multă uh, curiozitate în plan uh, spiritual, mai mistici, mai insistenți. Relațiile pot fi ceva mai dificile, mai necontrolate, mai schimbătoare. În afaceri există riscuri de pierderi, mai ales dacă urmăriți unele aspecte legate de speculații, iar din 23 iulie Venus intrat într-un mers aparent retrograd în leu până prin 3 septembrie aduce un timp aparte, un timp al blocajelor în iubire, în relații, în finanțe, în creativitate și în simțul artistic. Lucrurile acestea însă aduc și un alt aspect, regândirea aspectelor acestea, reflectarea, reanalizarea lucrurilor care nu funcționează în această zonă, mai ales că această retrogradare va dura destul de mult timp până prin 3 septembrie.